Rodul rău de pe pământ, pe pierd și pământ, s-a rugat pe pierd.
Yeah.
domnirea văzutului pentru înveșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice și pentru toți drepăritorii creștini. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ești slavă, îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și porudea și în vecii care odihnesc aici și pretutindeni, încă ne rugăm și pentru toți îndrept măritorii creștini. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, înălțăm-L Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii
gura ta ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul de fapt bine sfântă, Sfântul din stintă, biserica aceasta, pentru cei ce se osedesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul de sărainte, așteaptă la tine mare și bogată milă. Acesta, țara noastră și toate orașele și satele de ciumă, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea tot neamul și de războiul ce cer dintre noi, pentru ca milostiv plânsele pierdător să ne fie două bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a tuturor marților Pământului, și a celor ce sunt pe mare departe, și milostiv de stăpâne, milostiv din nou în față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pesuie taf de toți. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tatăl, Sfinte Tatăl, Oh,
și neîncurea ce pe voi și carne voi pune pe voi și piele voi împinge pe voi și Duhul pe voi voi pune cu voi și veți înfia și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Și am profețit așa cum am poruncit de Domnul. Și a fost ca atunci când am profețit iar cu dreptul s-a făcut, iar oasele s-au apropiat fiecare ca în piețul la lui și m-am uitat. Și am venit și carne creșteau pe ele și piele se împingeau peste ele, dar Duhul ele nu era. Iar el mi-a zis, profețește-i Duhului, profețește-i Fiul Domnului și spune-i Duhului așa că ești Domnul. Vino Duhului din cele patru cuvânturi și sufla asupra acestor morți, iar ei să fie. Și am profețit așa cum poruncise Domnul și Duhul a intrat prin crânci, iar ei au înviat și au stat pe picioarele lor, mulțime multă toate. Și a venit Domnul către mine zicând Fiul Domnului, oasele acestea sunt toate oasele îi s-au stat să deștea ne-a pierit, noi ne-am stins, de aceea profețește și zi așa crește Domnul. Ia pe voi deschide mâinile voastre și vă voi scoate afară din mâinile voastre și vă voi duce pe pământul din Israel și veți cunoaște că eu sunt Domnul atunci când eu voi deschide mâinile voastre ca să-ți scot din mâinile pe poporul meu și Duhul îl voi pune cu voi și veți învia, iar eu vă voi așeza în țara voastră și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Eu am grăit, eu voi face, zice Domnul. Să luăm aminte, pace tuturor. Poate, Doamne, Dumnezeu meu, în altă semnă ta, uita pe săracii tăi până sfârșit. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, voi toate minunile tale. Înțelepciunea te cerdeți, ca să fiți frământători pe cum Iisus de sfârșit. Voi face norul Iisus, dar ne-ntui pentru noi. De aceea să plătuim, nu cu armată cel vechi, nu cu armată rândă și a Duhului, și cu armine curăție și armine adevărului. Hristos ne-a răscumpărat din pestremul legii, păcându-se pentru noi blestem, pentru că Hristos este blestemat de tot ce scânturat pe lemn. Doamne, Hristos, Iisus, să vină la neamul fie cuvântarea lui Ana. După trei zile, vă voi scula.
Deci poruncește să fie bine păzit mormântul până a treia zi, ca nu cumva ucenicii să-i venim noaptea să-l fure și să spună poporului că s-a sculat din morți. Și atunci va fi rătăcirea cea de pe urmă mai rea decât cea din tine. Pilat însă le-a spus, aveți păzitori, mergeți și întăriți cum știți. Iar ei, ducându-se, au întâlnit mormântul în pază și au pecetuit piatra de la ușa mormântului. A intrat un șarpe veninos și fiindcă
că predicatul nu era acasă, șarpele veninos i-a mușcat pe toți fiii predicatului. Și atunci când el a venit acasă, i-a găsit pe toți aproape morți și durerea unui părinte mare atunci când își vede copiii în agonie, ne putem imagina. Și ca un mijloc de a-i salva și-a rănit cu asta și cu sângele lor, cu sângele lui, a curățat sângele înveninat al puișorilor săi. Ei bine, imnograficul a ales să-l asemene pe Mântuitorul Iisus Hristos cu medicarul, pentru că și Mântuitorul Hristos a făcut cu noi același lucru. De la faptul că ispita și căderea primilor oameni a venit prin șarpe, prin chipul șarpelui, deși în spatele lui era cel rău, de aici până la venirul pe care răul l-a făcut în lume și care a omorât poate nu trupuri atâtea, dar suflete în special, Hristos a venit și prin sângele lui vărsat pe cruce, din coasta lui, iată că a vindecat sângele nostru și noi, prin gestul Lui, deosebit de important pentru noi, avem viață veșnică. Din această pricină, iubiți credincioși, ne-am adunat în această seară cu haine cernite, cu haine de doliu, cu anumită stare de doliu în suflet și știu că mulți dintre dumneavoastră, chiar și aceia care n-ați reușit să postiți tot postul astăzi, ați petrecut cu adevărat o zi de post. Și dacă vreți, noi, cei ce ne-am adunat astăzi aici și cu această conștiință aș vrea să ne întoarcem la casele noastre, ne-am asemănat lui Iosif din Arimatea. Un om despre care, până la momentul acesta, n-am știut nimic din paginile Sfintei Scripturi, nu s-a numărat între cei 12 apostoli, nu-l vedem alături de Mântuitorul Iisus Hristos, dar îl vedem într-un moment cheie, atunci când toți apostolii săi l-au părăsit, omul acesta, Iosif din Arimatea, pune la dispoziție un mormânt pregătit pentru el și pentru familia sa, ca trupul Mântuitorului Hristos să fie așezat acolo. Este un gest uman, un gest nobil, un gest pe care Biserica l-a înregistrat și să știți că în cursul prohodului l-am tot pomenit pe Iosif acesta minunat din Arimatea și am pomenit mai puțin pe apostolii care, învinși de frică și lașitate, l-au părăsit pe învățător. Ori noi, repet, cei ce astăzi l-am prohodit pe Domnul nostru Iisus Hristos, ne-am asemănat lui Iosif din Arimatea, pe care troparul bisericii îl descrie așa. Iosif cel cu un chip, de pe lemn luând preacuratul tău, cu giulgiu curat înfășurându-l și cu miresme în mormânt nou îngropântul l-a pus. L-am pus și noi pe Hristos în mormânt în această seară, dar nu l-am îngropat ca pe un mormânt oarecare, ci ușor se așează în sufletul nostru nădejdea învierii sale. Iar până la acest moment al învierii sale, n-a mai rămas multă vreme. Mâine noapte vom schimba hainele de doliu, haine primase, și împreună vom preaslăvi învierea Domnului nostru Iisus Hristos, dar ceea ce ar trebui să ne pătrundă adânc în suflet este conștiința că învierea Domnului nostru Iisus Hristos nu este un fapt istoric doar, de care noi ne aducem aminte, ci că învierea Domnului nostru Iisus Hristos reprezintă propria noastră înviere. Și cât este de bine și cât este de frumos când omul, conștient fiind de neputințele, de păcatele, de
poate să o ia de la capăt. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să petrecem sărbătorile care vin cu multă bucurie sufletească și să fie pentru noi un prilej de revigorare duhovnicească. Până la slujba Învierii de mâine noapte, mâine dimineață de la orele 7, vom săvârși Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unită cu vecernia. Așa că vă așteptăm să participați și mâine dimineață la Sfânta Liturghie, iar mâine noapte, programul îngătinat de la orele 12, ne vom întâlni în biserica aceasta, cu nădejdea, așa cum am spus, că învierea Domnului nostru Iisus Hristos va însemna și propria noastră înviere sufletească. Amin.